Salutare prieteni, vă prezint acum o serie absolut superbă, ediție limitată. Cele patru modele Warrior din Titan, Warrior 2 Mini din Titan și Warrior Mini 2 din aluminiu, dar cu un design deosebit și asta. Eu le-am scos pe restul din cutie, o să facem un unboxing doar pentru aceasta, ca să dureze mai puțin. Da? Așa arată cutia. Fiecare se numește, asta este apă, am impresia, water. Da? Da, cu semnul apei, Warrior, sunt niște războinici, fiecare are semnul, un semn, apă, pământ, aer, foc. Foarte frumos ambalată. Ok. În cutiuța, aici avem două carduri, avem un șnur de mână, un inel. Eu le-am scoase, nu le mai folosesc pe astea și un încărcător. Ok. Hai să termin cu cardul ăsta. Thank you for being part of our Olight family. Your support is why we do this. Enjoy. Olight team. Foarte frumos, mulțumim. Și avem câte un card. Aceste carduri se colecționează până în America. Ele vin ca un certificat de autentificare. Avem, fiecare model are și un card. Da? O să vă arăt acum, le pun aici, că trebuie să mă organizez că sunt multe. Așa, doar cele din Titan au carduri. Da? Cred că o să vi le arăt doar cardurile așa pe, să termină repede cu ele. Da? Deci sunt războinicii. Da? Sunt niște carduri de colecție. Fire Warrior. Foarte interesant. Vin împreună cu lanternele. Olight pune și la cuțitele făcute de Olight. Acele cuțite vin cu niște monede. Foarte interesantă. Și asta este Water Warrior. Ok, fiecare în culoarea elementului pe care îl reprezintă și culoarea lanternei, bineînțeles. Așa arată lanternuțele. O să vi le prezint pe rând. Nu mai insist asupra. Deci ăsta este inelul, carabiniera, se poate agăța de aici, așa, ca să agățăm lanterna de ceva, sau acest inel poate să iasă cu totul, sau îl mutăm aici, în locul ăsta, e extrem de configurabilă. Toate lanternele Warrior Mini 2 au conținut chestia asta. Șnurul de mână din silicon. Ok, și încărcătorul, asta vine în pachet pentru cei ce nu știu, se lipește aici, ăsta intră în orice mufă USB. În fine, pentru detalii tehnice, eu insist acum doar pe seria asta specială, urmăriți review-ul lanternei negre, o să-l las în descriere. Bun, o să vă arăt una câte una, aceasta este modelul din aluminiu, Mountain Sky se numește, adică linia orizontului cumva, se vede și cerul și pământul. Foarte interesant, un aspect de titan aici, dar este aluminiu, arată foarte bine. Clipsul negru, deci chiar arată într-un mare fel. Mi-a plăcut maxim, există și am presiat 3T-ul și 5T-ul în același pattern de culoare,
o ediție limitată foarte frumoasă și puțin mai ieftină. Astea sunt din titan, da? Și au acest finisaj deosebit, dar materialul este titan. Da? Asta este pământ și observați cum este gravat aici pe corp. Acum să-l țin să se vadă mai bine. Uite așa. Earth, semnul aici, aici pe cutiuță și pe... și pe card. Deci arată, e într-adevăr, au pus ei un, un mesaj în pixul zirconiu, cu damas din zirconiu. Au sus acolo, acolo unde știința întâlnește arta, se transformă în artă. Și într-adevăr aceste obiecte sunt, pot fi de, putem să le considerăm operă de artă și datorită designului și cum atenția la detalii și tot ce înseamnă și materialele folosite, dar și faptul că ele sunt ediție limitată, adică au fost produse în vreo 5.000 de bucăți în toată lumea și nu se mai produc niciodată, adică valoarea lor într-un an, 2-3 va exploda, deja a început să crească. Apa, water. Arată într-un mare fel albastru ăsta. Clipsul negru, se asortează inelul la fel bezelul negru. Deci într-adevăr este, nu știu cât poate să ia camera, dar nu știu, mi-e milă așa când pun mâna pe ele, deci este, sunt niște bijuterii, dar nu doar bijuterii, ele tehnic sunt niște monștri. Au niște caracteristici tehnice ieșite din comun, pentru cei ce nu știu, urmăriți review-urile Lanternei Negre și filmările de noapte, vedeți ce pot monștri ăștia mici. Asta este culoarea titanului originală și este aer. Mamă, și cum dă cu contrastul ăsta cu negru, deci este într-un mare, mare fel. Și cu semnul aici cu aerul. Este senzațional. Incredibil. Și sunt foarte grele, deci extrem de grele, deci pe lângă asta din aluminiu, deci este și foc, fire. Pentru cei ce nu știu, patternul acesta este special ales pentru că așa se face, exact ce vedeți dumneavoastră, se face titaniul, titanul, metalul titan, da? Atunci când este încălzit, da? Că e foc ăsta, din cauza asta au ales acest pattern, deci foarte mulți își personalizează obiectele, adică își iau linguri, pixuri din titan și le pun flacăra pe ele și el capătă acel titan, în funcție de compoziția lui, capătă acest pattern de tipul ăsta așa, de mauve cu gradientul ăsta total deosebit, dar asta este, că m-a întrebat cineva de ce am făcut o roșu cu fire, cu portocaliu, păi nu, că e, s-au dus mai departe de atât. Foarte mișto, foarte mișto ales cu subtilitățile astea toate, foarte mișto, bravo Light, deci, nu știu, au, cred că au un designer nou, deci e ceva, au început să fie edițiile astea speciale într-un mare, mare fel, deci America e plină, plină de se face speculă, se bat pe ele, deci e ceva incredibil, dacă ele apar, se vând, acolo se vând și foarte repede, că când apar astea le pune aia și pac, puf, dispar toate. Câte sunt 4.000, care sunt 1.000, le împart prin
prin lume și apoi le găsim pe eBay, pe site-uri de gen ocazii, le vând aia pe grupuri, pe Facebook, la suprapreț, de sunt niște prețuri fantastice. Da. Deci cam astea sunt. Este, nu știu cât reușesc eu să filmez pe cameră, dar sunt adevărate opere de artă, le-am făcut pe site, uitați-vă, și în 360, dar nu știu, când mă uit la poze și la filmări, parcă nu e ca realitatea. Deci trebuie să țineți în mână un obiect ca asta. E scumpuț, dar merită, deci îți provoacă o plăcere deosebită, simți că ții un obiect unic în mână și performant și cum să-i spun eu, din punct de vedere tehnic, dar și frumos și elegant, dar și rău în același timp, deci este un mix așa, e ca și cum îmbini sarea cu dulcele cu sărat, deci pur și simplu este incredibil. Nu știu, cam avem clienți, sunt pasionați, au, deci este foarte mișto când vezi un tu ca vânzător sau ca reprezentant al unei companii în România, vezi bucuria aia când pune prima oară mâna un client pe o lanternă, da, și adică o simte că e a lui, nu vine să o vizioneze, da? Deci are o anumită mimică, e ceva senzațional, e exact cum e artistul ăla care a aplaudat la sfârșit, deci este foarte mișto. Cam asta a fost, încă o dată pentru review-ul detaliat tehnic, da? Urmăriți-l pe cel al lanternei negre. Da? Așa e fiecare cu asta. Urmăriți și filmările de noapte. Vă mulțumesc și vă urez o zi minunată.